Comentăm și aceste imagini cu expertul Dan Antonescu. Domnule Antonescu, ați mai fost așa ceva? 2000 de cauciucuri noi, atenție, din acelea scumpe pentru mașini puternice, cam 400 de euro bucata. Este interesant dacă s-a aflat cine este păgubașul. Este posibil să fie furat un transport sau două sau mai multe transporturi total, adică nu câteva cauciucuri, câteva bunuri furate dintr-un tir în mers, așa cum se obișnuiește, din păcate, încă 2000, pe la noi. 2000 de cauciucuri, incredibil. De cauciucuri înseamnă de abia au încăput mult în tirul acela pe care l-au adus polițiștii după perchezițiile care au durat 5 ore. Alte detalii pe care le primim acum, este vorba de un cunoscut interlop din comuna Buzescu, Teleorman. Grinică este numele sub care este cunoscut. Prejudiciu, atenție, aproape jumătate de milion de euro, domnule Antonescu. Jumătate de milion de euro în cauciucuri, asta presupune și existența, repet, a unui păgubaș care probabil că a reclamat furtul sau cine știe ce alt aranjament, pentru că oamenii aceștia nu se dau înlături de la nimic atunci când e vorba să facă bani. Pot fi și aranjamente între păgubaș și infractor, pentru că unul reclamă furtul și primește asigurarea pe bunurile respective, iar celălalt e bine mersi cu bunurile duse acasă, furtul a fost reclamat mult mai târziu decât atunci când a fost comis, în așa fel încât transportul să poată fi efectuat și marfa depozitată în siguranță. Iată că de data asta n-a fost tocmai în siguranță, polițiștii au fost vigilenți. Da, este o modalitate de a face bani pentru ceea ce vedem acolo, mai ales în satul respectiv și nu numai. Sunt oameni care nu sunt obișnuiți cu munca și nu vor munci vreodată. Dacă întrebăm de loc de muncă sau de carte de muncă, se uită urât la tine, au impresia că e înjurat, nu că e întrebat de vorbă. Da, un dosar instrumentat, se pare, de Poliția Capitalei, potrivit unor surse. Romii din comuna Buzescu sunt implicați în trafic cu metale scumpe, cel mai mare trafic de cupru. Tot lor le este pus în spate. Foarte multe infracțiuni. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule Antonescu. Mulțumesc.